Da. A venit în direct, așa cum am zis, în această dimineață, alături de noi, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Tibor Bale. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit, sau să mai bine să zicem bună dimineața, Tibi, și bine ai venit, pentru că la noi întotdeauna ești mai... lejer, așa. Mai lejer, mai între prieteni, mai nu e așa oficial, nici nu te întrebăm de... aceleași întrebări pe care le primești la toate talk show-urile. Știți, domnul vicepreședinte, din alea, statistici, chestii... Dar poți să-l întreb care e mașina lui preferată? Da, mașina ta preferată, ca și marcă, pentru că avem pregătită o super reclamă foarte bine gândită de niște profesioniști. Păi Loganul e mașina preferată. Loganul, bun, nu apare. Acasă, cealaltă mașină e a lui nevastă-mea și a lui fiul meu și la servici am avut un accident cu... mașina de serviciu, umblu cu Loganul meu acum, așa că... Am înțeles. Dar apropo de asta, să fii atent. Uite, asta am pregătit-o pentru tine, reclama asta, ca să vezi unde s-au gândit unii și au luat cel mai bun din toate celelalte mașini. Hai să vedem din regie reclama. Ce-ți dorești de la o mașină? Alfa Romeo Design, confort Mercedes, bineînțeles, siguranță Volvo, și sport, sportivitate, adică viteză, BMW. Și de fapt, din toate astea iese... Audi. Dacă le vrei pe toate la un loc, mai bine ia-ți un Audi. Foarte bine gândită. Da. Într-adevăr, o mașină care întrunește toate alte, nu că restul n-ar avea, dar foarte bine au venit-o cei de la Audi. Zi-ne ce ai mai făcut de când te-am văzut, în concediu, până ai mai fost, cum te-ai petrecut? Am fost la schi în concediu, am încercat încă o dată marea cu degetul. Și se pare că o ținut. Da? Da. Dovadă că sunt aici. Bă, nu știu, că tu te-ai accidentat destul de rău la schi și... parcă anul trecut sau cu doi ani. Curaj destul de mare să încerci din nou același lucru. Da, prima căzătură e grea. După aceea? După aia merge. Da, un sport relativ periculos, un sport frumos. Dar relativ... a fost pe pârtie căzătura sau nu? Nu. Lângă pârtie. Am accidentat lângă pârtie. Ai văzut că și săracul Schumacher mergea cu 20 la oră să salveze o fată când s-a lovit. Adică el coboară cu viteze din alea, 100 și la oră, și nu pățește nimic și... E o întâmplare, poți să cazi și de pe ziar și să pățești, de aia și zice accident. Se întâmplă. Sunt mai multe în mașină sau pe drumuri, sunt mai multe accidente poate pe munte decât cele de la schi, dar... E un accident oriunde se poate întâmpla și cele casnice sunt destul de frecvente. Așa e, deci ai văzut că... Unii se înțeapă în ochi cu cuțitul, cu furculița. Da, uite, accident de muncă, știi, fii așa cu ochiul umflat, ce s-a întâmplat? Păi mi-a... furculița, a scăpat pe lângă. Azi dimineața când am dus-o la grădiniță pe fiică mea, mi-a arătat că s-a zgâriat la ochi și mi-a spus că e accident de bomboane, pentru că și-a luat o pungă de bomboane și cu ea s-a zgâriat la ochi, așa că... Da, de-aia și sunt accidente, pentru că sunt neprevăzute și se întâmplă. Ai văzut că anul ăsta ne-a cam ocolit zăpada? Din păcate. Din păcate pentru cei care... hai să spunem așa, din păcate pentru cei care practică sporturi. Pentru autorități a fost bine. Nu, și pentru agricultori era bine, mai multă zăpadă, și pentru turism. Și nu era nici rău, nici pentru autorități. Chiar la comandamentul de iarnă... supraviețuiau și autoritățile după iarnă. Dar cel mai interesant a fost anul ăsta, acum bârfim la nivel național, că n-avem treabă cu Nedoara, că la noi nu a nins, dar dezăpezirea anul ăsta se zice că a făcut-o armata. Am văzut că kamikaze, adică armata a dezăpezit pe aia care dezăpezeau. Da, situații și unele dintre ele extreme, în care oricâte forțe ai mobiliza, nu poți să faci față. Ieri am fost în Parâng pentru că dorim să asfaltăm drumul acolo și sunt pe viitorul drum asfaltat județean câteva porțiuni care vor trebui găsite niște soluții pentru ele, unde viscolește zăpada și acolo se adună. Da. Sunt acolo, la cantitățile alea de zăpadă care au căzut în Moldova, era imposibil să intervii imediat sau tot timpul drumul să fie curățat sau să fie acces. Trebuie să aștepți până când se gata viscolul și după aceea să intervii. Am mai văzut niște cetățeni pe acolo de erau zăpada mai mare decât casa și spuneau, domne, stau de o săptămână aici. Așa este și noi avem comune izolate prin Ținutul Pădurenilor, unde dacă s-ar întâmpla asemenea căderi masive de zăpadă, ar dura câteva zile să ajungi acolo. Numai că toți oamenii ăștia sunt pregătiți pentru iarnă. Până când n-au apărut mijloace mai moderne de dezăpezire, vorbesc și pe timpul lui Ceaușescu. Ei stăteau peste iarnă acolo câte 2-3 luni, dacă ningea
abundent, fără să aibă legătură cu civilizația asta, se pregăteau dinainte. Aveau alimente, aveau tot ce le trebuie acolo. Că ningea și înainte, doar acum sunt probleme. Sigur. Tot timpul nu, știți cum e, vrem mai mult, ceea ce nu e obligatoriu un lucru rău, dar nici tot timpul un lucru bun. Sunt cazuri sau situații în care e bine să vrei și se și poate și sunt altele în care nu se poate sau eforturile sunt mult prea mari și devin disproporționalitate față de scopul sau obiectivul pe care l-au. Am avut situația aici în care am avut secție de votare închisă, de fapt închisă, blocată și s-a ajuns acolo coșenilată cu mijloace speciale pentru că trebuiau aduse voturile. Asta a fost în 2012 în alegerile parlamentare pe la Lunca Cernic. Sunt situații deosebite în care nu poți să apropo de turism, cum va fi în județul Hunedoara în următorii ani? Păi eu sper că va avea o dezvoltare. Din păcate, încă infrastructura a rămas în urma dezvoltării turismului și a numărului de turiști care din ce în ce mai mare, care practică sporturile de iarnă, dacă ne referim la aceștia, că suntem în anotimpul rece și stațiunea Straja, spre exemplu, e asaltată și nu mai face față numărului mare de mașini, nici jos în parcare, nici sus, nici pe drum. Trebuie regândită un pic infrastructura acolo și... Nu doar turismul de sezon, discutam ieri cu Cipri și cu un prieten bun care are o firmă destul de mare cu reprezentant în toate orașele și ne spunea că, din păcate, chiar a citit și a studiat... Bine, sintagma lui a fost destul de tristă. L-a spus ceva de genul, nu mai văd orașul Deva în următorii 30 de ani. Dacă nu se întâmplă ceva. Și prin prisma faptului că zice, bă, eu nu sunt din Deva, eu sunt din București, dar am citit că județul Hunedoara este al doilea județ din țară ca vestigii istorice și locuri în care ar putea fi vizitate pe plan internațional și, din păcate, nu se știe, nu se promovează, nu... Cum spui tu, sunt probleme de infrastructură, pentru că sunt sigur că dacă am avea un aeroport mai aproape sau legătura cu autostrada ar fi una mai corectă, prin ceea ce avem aici, lucruri unicate în lume, eu zic că am putea să trăim doar din turism, cum o fac mulți alții în alte țări. Niciunde nu se trăiește numai din turism, există tot felul de afaceri, de industrii conexe, care nu se văd în Elveția, spre exemplu, acolo unde am... A avut accidentul și unde nu o să mai merg la schi, industria e extraordinar de dezvoltată. Ea nu se vede așa, nu e ca la noi. Nu la suprafață felul, să vezi, da. Da, e mai discretă așa, însă sunt industrii mari. Și știu să câștige bani din orice. Acum, sigur că suntem în urmă cu infrastructura. Nici de acum înainte, pe măsură ce noi avansăm, nici ceilalți nu stau pe loc. Însă mai e încă o... componenta a turismului cel ecumenic, religios. La Prislop, la fel ca și la Straja, suntem ca autorități. În general, vorbesc depășiți de situație. Acum proiectăm lărgirea drumului, proiectăm o parcare mare acolo, pentru că afluxul de vizitatori e extraordinar de mare. Niciodată nu se poate autoritățile să facă înainte de a se întâmpla sau să ia măsurile înainte de a se întâmpla. Vezi ce se întâmplă cu afluxul ăsta extraordinar de mare, după care trebuie să identifici sursele financiare, să găsești bani, e vorba de bani mulți, proprietăți pe marginea drumului, o grămadă dintre ele care sunt private, a cuiva, trebuie să te înțelegi cu toată lumea, să faci proiectul, v-am zis, să găsești bani, să licitezi. Durează tot felul de piedici birocratice care sunt puse pentru a nu lăsa ca banii să se sifoneze și sunt bune, însă ele dau o durată de timp mai mare. La cetatea Sarmistegetuza Regia vrem să facem drumul ăla de vreo 7 ani de zile, Consiliul Județean mă refer acum. Da. Și ne-au pus diverse piedici, după care au spus că îl iau la programul doamnei Udrea, ăla nu s-a mai făcut nimic cu el, am rămas cu drumul neasfaltat. Am vrut să accesăm un credit pentru... L-am avut băgat pe fonduri europene, era primul pe lista de rezervă, trebuia să intre, n-au mai fost suficienți bani, e vorba de 9 milioane de euro, au mai fost vreo 7 milioane care s-au împărțit în 4 județe și băgăm un drum de la Luncoiu să-l asfaltăm, ăsta a rămas iară. Acum luăm creditul și sperăm totuși prin un program de la Ministerul Dezvoltării să primim finanțare să-l asfaltăm. Piedici, așa, lipsa asta a banilor, trebuie să te
și mobilizeze așa în găsirea diverselor tot surse. Tot cu persoanele respective vorbeam ieri despre forța de muncă. Majoritatea din județ, dacă nu din, din oraș, pleacă la facultate după ce termin liceu și 90% nu se mai întorc. Rămân în zonele și respective. Și atunci orașul începe să devină îmbătrânit. Așa se este. Preconizează ceva investiții în următoarea perioadă? Da, din ceea ce știi tu. Adică dacă ar exista... Ai văzut că tot mai apar, mai vin la Cluj, mai vine Bosch, la Cugir a venit Mercedes. Care cum? Adică, până la urmă, România este interesantă, dar dacă nu aduci ceva în zonă, se degradează. Dacă nu creezi și locuri de muncă în producție, celelalte care sunt conexe în servicii sau în comerț, nu produc, știu eu, plus valoare suficientă pentru dezvoltare. Și în plus sunt temporare, ca să zic așa. Dacă nu mai merge, apare o criză, vă dați seama, scade și consumul în hipermarketuri. Degeaba avem foarte multe, că nu ne ajută. Vrem să facem un parc industrial, mă refer la Consiliul Județean acum, în asociere cu Primăria Deva sau cu Primăria Șoimuș, pentru că facilitățile pot fi acordate doar în interiorul parcului industrial. A apărut o lege nouă. E obligatoriu crearea asta de facilități pentru că cei care vor să investească cu capitalul românesc sau din afară caută unde sunt condiții mai bune pentru ei. Cine le creează reușesc să-i și atragă. Altfel riscăm să ne transformăm în niște navetiști către Sebeș, către Ugir, unde s-au creat aceste locuri de muncă în industrie. Nu văd încă un plan național de... Se tot vorbește de industrializarea României, numai că pentru industrializarea asta trebuie investitorilor să le acorzi un semnal, să le dai un semnal, să le faci niște înlezniri. Era vorba de, și este în programul de guvernare al USL-ului, scăderea cotei de CAS datorată de angajator cu 5%, adică reducere la aproape jumătate. Ar fi un semnal foarte important pentru investitori. Era vorba de reducerea TVA-ului. Cele 5% nu s-a întâmplat și, din păcate, astea ar fi trebuit să fie primele măsuri. Înainte de creșteri salariale sau ajustări sau tot felul de ajutoare sociale, cred că mediul de afaceri ar fi trebuit prima dată să fie cel care simțea un stimul. E un marasm în mediul de afaceri, nu există optimism în momentul de față. Se tot vorbește de marea evaziune, numai că evaziunea, după părerea mea, se petrece din cauza că oamenii nu au bani să-și plătească taxele sau patronii nu au bani. Pentru că dacă ar fi avut bani, vedeai că își mai face o fabrică lângă, mai investea. Sunt o grămadă de bunuri scoase la licitații de către executori judecătorești sau de către bănci și nu le cumpără nimeni, deși sunt la prețuri foarte mici. Păi înseamnă că nu există așa evaziune în felul în care cei care o fac să strângă bani acasă, că i-ar investiga. Acum când sunt prețuri mici, ăștia sunt o grămadă de mașini la vânzare, de terenuri, de case, nu le cumpără nimeni. Păi asta înseamnă, sau e un semnal, după părerea mea, că nu sunt bani, iar cei care sunt acuzați de evaziune, în momentul de față supraviețuiesc, își plătesc salariile, nu mai au bani de dările la stat. Și atunci e o situație foarte gravă pentru noi care, pe măsură ce mai durează, decapitalizează absolut tot ce înseamnă agent economic din România. O recapitalizare a lui e foarte, foarte dificil de făcut. El prima dată trebuie să-și păstreze afacerea, după aceea să o extindă. Locuri de muncă nu se creează la stat. Cred că ați observat, nu sunt oricum cele care ne interesează. Că dacă creștem aparatul bugetar, cresc cheltuielile, nu cresc veniturile. Locurile de muncă se creează numai în privat. Eu n-am văzut nici termocentrala Mintia, nici CNH-ul, cei doi mari coloși, acum complexul energetic din județul Hunedoara, să creeze locuri de muncă. Din 55.000 de mineri în Valea Jiului au rămas 7.500. Locurile de muncă s-au creat în privat. Dacă acest mediu privat nu este ajutat prin relaxarea fiscală, prin predictibilitatea fiscală, că dacă tot schimbăm legea la 3 luni de zile, nu mai știi ce calcul să-ți faci. Cum îți faci un business dacă tu astăzi când l-ai calculat, ai zis că ai profit și peste 3 luni de zile ai trecut pe pierdere că au schimbat legea. Ăștia sunt lucruri care eu cred că trebuie făcute primele și investitorii vor veni pentru că ei undeva se duc. S-au dus în China s-a umplut, mai merg în diferite țări, merg în Ungaria, Polonia, unde climatul nu e mai relaxat decât în România, dar e stabil. E stabil. Și oamenii spun, domnule, știu pe ce mă bazez. Da.
Referitor la regionalizare, crezi că, din ceea ce ai văzut tu și ai călătorit, sunt sigur, crezi că această regionalizare ar fi un beneficiu în momentul în care s-ar copia, îți dau un exemplu, landurile germane sau ceva de genul, în care să zici, bă, măcar noi știm că suntem aici, ne conducem noi, ce-i de făcut la central, la centru, se face la centru, că și în Germania, legile în Germania sunt toate la fel, dar landurile, fiecare le aplică legile țării, dar în funcție de ceea ce au acolo. De aceea Bavaria e cel mai, salariile sunt cele mai mari din Germania și e cea mai bună zonă. Aia zic că și la noi, undeva, având o zonă destul de bună aici la noi, zic că cred că ar fi până la urmă un plus. Nu cred că regionalizarea în sine ar fi rea în momentul în care ea respectă ceea ce s-a spus, adică se face o descentralizare și decizia exact vine mai aproape de teritoriu. Chiar dacă va fi capitala regiunii la Timișoara, vom ști mai bine sau vor ști mai bine factorii de decizie de la Timișoara ce trebuie făcut în regiune decât cei de la București. Însă, de ce mi-e frică e modul în care noi ca români o aplicăm, că știm să facem prost orice dintr-un lucru bun, orice, să-l aplicăm da, rău. Și mi-e teamă ca birocrația să nu explodeze odată cu această regionalizare, pentru că un nou val de funcționari își va găsi obiectul muncii. Adică să dijmuiască, să interpună un zid de hârtii, de birocrație între cetățean și luarea deciziei care îl interesează pe cetățean. Și am mai observat un lucru destul de interesant și, dacă vrei, ne-european neapărat. Apar tot felul de legi din astea mici, așa, în care există o singură firmă sau apare o firmă peste noaptea cuiva, nu dăm nume, de pe unde o fi, care este singura care spune nu știu ce ștampilă pe nu știu ce butelii. Mai se dă o lege care trebuie făcut ceva, iar apare o firmă al unu care nu mă ia, au nu știu unde reprezentanță și ea singurii de România care îți dau un certificat. Astea sunt toate lucruri care împiedică. Nu, ăștia sunt semne ale corupției în instituțiile statului. Și acolo cred că trebuie să caute DNA-ul, parchetele, în chestiile ăștia care sunt vizibili cu dedicație. Și trebuie să acționeze rapid, pentru că tot am dat un exemplu, a fost cel cu, în momentul în care a apărut criza asta puiilor care aveau tot felul de... Pui injectați. Nu, de virusuri, nu știu, erau... Buzău, la Călăraș. Au închis un abator, o fermă din asta de pui de acolo, au găsit nereguli, mă rog, dar au găsit și 50 de milioane de euro evaziune. Pe unde au fost? Aveau dosarul din 2008, unde au fost în 2009, când evaziunea era de 1 milion de euro? Sau da, cine pune înapoi aia 49 de milioane de euro furați în anii în care ei aveau dosarul și n-au stopat evaziunea asta? Acum au stopat-o. S-a închis și abatorul, 700 de oameni au rămas fără loc de muncă, venituri la bugetul de stat. Nu mai vin și urmează să vândă niște clădiri, să recupereze vreun milion de euro și restul rămân gaură. Ăștia-s pierderile mari de la buget. Acolo trebuie căutată corupția. Era o greșeală, iară, cu licitațiile, domne, cine dă cel mai mic preț? Păi, de banii cei mai puțini nu ești sigur că faci cel mai bun lucru. Și niciodată, când aveam șansa să luăm banii europeni să facem un lucru bun, l-am luat pe cel mai ieftin. Am luat ca și cum am șansa să iau sau să-mi dea cineva un Mercedes și o mașină chinezească și eu o iau pe aia chinezească și... Că arată cam la fel, dar... Nici nu mă interesează cum arată. Era prețul cel mai mic. Nu la mai preț, aveai voie să pui nicio clauză care să ateste calitatea lucrărilor. Ei, aici cred că trebuie să ne revenim măcar acum în 2014-2020 și să fim mai serioși, pentru că felul în care construim țara acum, așa va rămâne copiilor noștri. Nu o să mai avem după aceea șansa de a beneficia de asemenea fonduri foarte mari ca să remediem greșelile pe care le facem acum. Și de-aia trebuie să fim, să fim serioși. Dar, din păcate, când ajungem la guvernare, părerea mea e că aceeași birocrație care înconjoară aparatul guvernamental vine și te deturnează de la scopurile pe care le-ai avut și îți spune alte chestii
foarte importante pentru ei și puțin importante pentru cetățenii în față și tot timpul găsește alte priorități. Negocieri cu FMI-ul, tot felul de tâmpenii, accize în plus, că din aia faci drumurile, dar până acum n-a fost și tot nu le-ai făcut și s-a mai pus odată acciză și s-a crescut acciza pe carburant și s-a pus rovinietă și tot nu s-au făcut. Nu, acolo trebuie căutată și nu acolo sunt fondurile, că am avut și aia cu aici sunt banii noastră al lui domnul președinte. Da, domnul președinte a fost singurul care a avut dreptate. De aici ce? Sunt banii dumneavoastră. Ca să știu unde sunt banii tăi, că ți-am spus. Da, restul nu ne spun unde sunt banii. Da, înțeleg că ți-am spus, acolo sunt banii tăi. Asta e, cred eu, problema pe care o avem și din păcate, schimbarea generațiilor în aparatul ăsta funcționăresc îi învață și pe cei care vin noi acolo ce știau ceilalți și e un climat dificil. Cred că acolo trebuie lăsat un pic mai liber la salarii și plătiți oamenii în funcție de munca pe care o asta fac. Nu, indiferent că muncesc, nu muncesc, ăsta e salarul la 3 mai mic. Sau la 4 ai spart poarta și ai plecat acasă și nu mai ai griji. E o soluție, încarci omul, îi dai mai mult de lucru, dar îl plătești mai bine și el trăiește poate mai fericit un pic. Dar Tibit aș întreba, cum vezi tu, așa cum spunea și colegul, zona noastră peste câțiva ani și aici mă refer, dacă în 20 de ani sau în 20 și atâți de ani de la Revoluție s-au perindat atâtea guverne, atâția oameni care până la urmă se rotesc că tot e acolo și nu se găsește o rezolvare, soluțiile, cum spui și tu acum, există, ele se cunosc, dar nu le aplică nimeni. Unde ar trebui totuși să pună punct și să se înceapă dintr-un anumit loc, până la urmă cineva? Trebuie cumva autoritățile locale să înceapă să conștientizeze că până la urmă cheia e în mâna lor și să nu aștepte după autoritățile guvernamentale să ia măsuri și ele să beneficieze, ci să acționeze. Eu cred că noi, Consiliul Județean, construim acum un parc industrial la Călan. Ecologisăm împreună cu Primăria Călan fosta platformă industrială și construim acolo un parc industrial. Vrem să facem și la Deva sau în proximitatea Devei un parc industrial. Când ai delegații străine sau când mergi în delegații în străinătate, trebuie să le prezinți și ceva concret. Dacă le spui de e frumos în turism, e frumos, sigur că se bucură, deci aveți o țară frumoasă, un județ extraordinar, da. Vin și ei în vizită, vizitează Sarmisegetuza Regia, bineînțeles că nici măcar biletul nu-l plătesc că-s delegație oficială și n-ai rămas cu nimic de pe urma lor. Ei trebuie să vină cu investitori. Ca să-i aduci și acest investitor, trebuie să vii și să le creezi sau să le prezinti niște oferte atractive pentru ei. Cred că asta ar fi o soluție. Niciunde, nici cei la care ne uităm acum cu un pic de invidie la Sebeș, la Sibiu, la Cugir, nu le-a adus guvernul investitorii. Nu, tot ei și le-au adus. Ei, prin relații personale, prin diverse filiere, au reușit să atragă aici concerne care au adus industrii după ele și care au creat locuri de muncă. Chiar acum văd că e o umbră de speranță, chiar dacă e și un joc politic acolo în aducerea lui Klaus Iohannis pe prima scenă politică, pentru că ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, poate pe undeva se crede, sau cel puțin de populație, că omul, dacă a reușit la Sibiu, fiind neam și având relațiile respective, și lumea vede că Sibiu e mai sus decât alte orașe și se poate face, probabil în concepția, nu știu, celor care privesc și, bă, Klaus Iohannis ăsta a făcut la Sibiu. Acum asta cu că fiecare și-a făcut, deja a trecut de mult, că și-a făcut și lui. Foarte bine, dar ne-a făcut și nouă, deci asta am și uitat-o. Dar ideea că de a se face ceva și în sfârșit a se mișca ceva, probabil vine și în centrul atenției. Eu cred că e un semnal pentru mediul extern, pentru că suntem încă priviți cu suspiciune și, pe de o parte, știu eu, pe bună dreptate, dar nu cred că era necesar ca mecanismele ăștia de verificare să fie mai dure cu România decât cu alții. Și trebuie să avem date, câteva semnale de încredere în mediul extern, către Germania, către Franța, către mediul extern, pentru că atâta vreme cât guvernele de acolo nu au încredere în ceea ce se întâmplă în România, nici investitorii de acolo nu vin în România.
investitorii nu sunt niște tipi așa care de capul lor s-au trezit dimineața și zice, bă, să mă uit pe hartă pe unde mă duc. Și zice, mă duc în România. Nu. Cei serioși sunt cei care își consultă, guvernele își consultă, ministerele economice, despre climatul economic acolo unde doresc să meargă. Ori dacă de acolo semnalele nu sunt cele de încredere, nici ei nu aleg să vină în România. Cam asta cred că e sau ar trebui să fie miza numirii unor miniștri care să aibă, exact, care să aibă credibilitate. Ați văzut cazul lui Relu Fenechiu, a fost o greșeală. Și din partea Partidului Național Liberal și din partea lui. Și eu cred că mai mult a lui. L-am pus ministru în momentul în care avea un dosar și un proces pe rol la curtea, la înalta curte. Ceea ce trebuia măcar pe noi să ne facă să spunem când se gata procesul și spune că e nevinovat. Atunci, bine, da, că l-are pe calul alb ca prințul și spune, domne, e nevinovat, uite, l-au cercetat degeaba și putea să acceadă la o funcție de ministru, din cauza lui că la prima condamnare deja trebuia, din respect pentru partidul care l-a susținut, să se suspende măcar, sigur, nu trebuia, da, neapărat să îmi dau demisia, plec acasă, nu mai fac parte din viața politică. Mă suspend până la aflarea deciziei finale și definitive. Dacă asta era în favoarea lui, venea înapoi, avea postul de vicepreședinte al PNL-ului asigurat și spunea, dom'le, ați văzut, eu am avut dreptate. Dar așa a aruncat o umbră de îndoială asupra partidului, în primul rând, asupra guvernului și asupra imaginii țării în străinătate. Deci, ei la aceste semnale se uită. Ei nu sunt la fel de bine informați cum suntem noi din interior să știm ce a făcut Bianca Drăgușanu, dar ei au semnalele majore politice și economice și se uită la ăștia. Având o experiență mare în ce înseamnă și o vechime în parcursul ăsta democratic, își dau seama după semnalele astea imediat, pe care le văd, da, că mai există corupție, că mai există tendința de a influența și implicit justiția și atunci acționează în consecință. Ei, noi la semnalele ăștia, care pentru noi nu sunt atât de pregnante, trebuie să fim atenți pentru că ei văd cu alți ochi lucrurile. Da. Să terminăm optimist, practic în următorii 5 ani vom avea mai multe locuri de muncă în județul Hunedoara. Din două motive, sper să se gate criza, în primul rând, da, și eu sper ca și autoritățile să reușească să creeze un climat care să atragă investitori. Da. Mulțumim tare mult, ne revedem mâine dimineață la 7, în cea mai bună dimineață!